Spuneam la începutul Ramadanului, când am vorbit de versete legate de post, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dacă te întreabă robii mei despre mine, spune-le că eu sunt, numai ce spune-le, eu sunt aproape. Am spus atunci că un grup de musulmani a venit la profet sallallahu alaihi wasallam și l-au întrebat, o trimisă lui Allah, Allah este departe de noi și când ne adresăm lui trebuie să strigăm, sau este aproape de noi și trebuie să cerem lucrurile în șoaptă. Și atunci a fost revelat versetul وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Și în versetele care le-am citit astăzi spune Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه شنو استمع أقرب دير من حبل الوريد لكت فين الجوجولار ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أيش أبدمكم الله سبحانه وتعالى نسبنك شين سامنك الله يستمع أقرب دنوي. Înseamnă că Allah ne aude, ne vede, știe ce ne trece prin cap, prin gând, ceea ce gândim, ceea ce facem, ceea ce intenționăm. Deci nu există nimic ce poate fi ascuns la Allah subhanahu wa ta'ala. Dacă cineva se gândește că Allah subhanahu wa ta'ala, de exemplu, pot să ascund ceva de Allah subhanahu wa ta'ala, acela înseamnă că nu l-a cunoscut pe Allah. Pentru că el ne spune foarte clar în multe versete, leise ke mislihi şey, nu este nimic asemenea lui Allah. Ce înseamnă acest lucru? Adică tot ceea ce îți trece ție prin cap că ar putea fi Allah, nu este de fapt. Deci nu există ceva pe care noi să-l putem compara cu Allah subhanahu wa ta'ala. Nu există. Și de aceea, în Amen al-Rasulul, citim, nu? Companioanii profetului sallallahu alaihi wasallam întrebau la fel pe profet sallallahu alaihi wasallam. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Noi știm ceea ce omul يُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ceea ce vorbește în sinea lui, el cu el, ceea ce îi trece lui prin gând, prin suflet. De exemplu, stai lângă el și îl vezi că o perioadă este rupt de tine, gândul lui unde s-a dus? Chiar dacă e cel mai bun prieten al tău, nu știi unde s-a dus gândul lui. În timpul postului, s-a gândit la kebab, s-a gândit la shawarma, s-a gândit la mâncare, s-a apropiat iftarul ăla, foamea. Și de aceea noi nu știm niciodată, cu toate că e lângă mine, eu pot să zic, prietenul meu cel mai bun, cunosc foarte bine, sigur se gândește la baclavale acum, după ce am mâncat, se gândește la ceva dulce. Dar de fapt și drept, Allah subhanahu wa ta'ala este singurul care știe tot ceea ce ne trece nouă prin cap, la ceea ce ne gândim sau prin sufletul nostru. De aceea sunt lucruri la care noi ne gândim și nu vrem ca cei din jurul nostru să știe, dar aceste lucruri nu pot fi ascunse de Allah subhanahu wa ta'ala. Și de aceea, știind că Allah este așa, noi nu putem să ascundem nimic de El. De multe ori poate în această viață lumească omul se gândește, hai să-l păcălesc pe ăsta, îi spun ceva, îi arunc o momeală, o înghite și eu pe partea asta îmi fac treaba. Și el nici nu-și dă seama. Nu trebuie să-și dea seama, pentru că Allah, subhanahu wa ta'ala, știe. Deci de Allah nu poți să ascunzi absolut nimic. Și de aceea, când companionii Ramele Rasulului, când s-au gândit că vor fi trași la socoteală, și pentru ceea ce se gândesc, pentru ceea ce le trece prin cap, وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. Dacă voi arătați ceea ce este în sufletele voastre, أَوْ تُخْفُوهُ, sau țineți ascuns, يَعْلَمْهُ اللَّهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. Allah știe, Allah vă trage la socoteală. Companionii au spus, am pierit. Dacă Allah subhanahu wa ta'ala ne trage la socoteală și pentru ceea ce ne trece prin cap, omul îi trece prin cap multe. Te ceri cu unul, zici, îl bat, îl omor, îl calc cu mașina, nu știu ce, te super, de nervi, până și pe copii, nu? Dar în clipa aceea, ceea ce îți trece prin suflet, Allah nu te trage la socoteală atât timp cât nu pui în practică.
De aceea profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne-a spus în relatare, dacă cineva intenționează o faptă bună, face o intenție, vrea să facă o faptă bună și o face, primește dublă răsplată. Am intenționat să fac o faptă bună și am făcut-o. Sunt răsplătit dublu. Dar dacă cineva intenționează să facă o faptă bună și nu o face, n-a făcut-o. N-a avut timp, a uitat, ce se întâmplă? Primește o răsplată. Dar n-a făcut nimic. Este răsplata intenției. Iar cineva, dacă cineva intenționează un lucru urât și îl face, câte primește? O pedeapsă. Dincolo la fapte bune ce era? Două. Dar dacă intenționează să facă un rău, te-ai supărat pe colegul tău, prietenul tău, îl bat, îl omor, îi rup picioare, îi rup mâinile, dar după aia nu ai pus în practică, ai intenționat ceva rău și nu ai pus în practică. Nu se scrie păcat. Nu se scrie păcat. Pe lângă asta. Pe lângă faptul că fiecare faptă bună e răsplătită în zecit, sau cum spune în relatare profetul sallallahu alaihi wasallam, un verset spune în Coran, men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Cine vine cu o faptă bună este răsplătit în zecit. Și la post zice, fiecare faptă bună a robului este răsplătită de la 10 până la 700 sau chiar mai mult, în afară de post. În afară de post, spune profetul sallallahu alaihi wasallam într-o relatare sacră, în care Allah spune, pentru că robul meu ține post pentru mine și eu îl voi răsplăti. De aceea răsplata minimă pentru o faptă bună este înzecită, minimă. Dar aici profetul sallallahu alaihi wasallam scoate în evidență comparația dintre faptă bună, intenția faptă bună, intenție faptă rea. Faptă rea făcută sau nefăcută, faptă bună împlinită sau neîmplinită. De aceea Allah subhanahu wa ta'ala, când ne uităm în relația noastră cu Allah subhanahu wa ta'ala, totul este în avantajul nostru. Noi suntem în avantaj. Întotdeauna Allah subhanahu wa ta'ala ne-a dăruit nou acest bonus, acest avantaj. Intenționezi să faci faptă bună, ai răsplată. Ai făcut o faptă bună, ai dublu răsplată. Intenționezi să faci faptă rea, n-ai făcut-o, nu ești pedepsit. Ai făcut-o, ai o singură pedepsă. Deci până și pentru intenție ești răsplătit. De aceea chiar și prin intenție putem face să ajungem într-un fel să câștigăm răsplată de la Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea Allah ne îndeamnă să gândim întotdeauna pozitiv. Să fim pozitivi. Să lași negativismul deoparte. Până și în la dua. Cum spune Allah subhanahu wa ta'ala în Coran, dacă Allah s-ar grăbi la dua, așa cum vă grăbiți voi, adică să vă primească ruga voastră, așa cum vreți voi ca Allah să vă... Uneori omul cei ce se supără pe coblice, nu vreau să te văd, mai bine murei. Dacă Allah ar spune atunci amin și ar accepta dua-ul tău. Dar Allah, când e vorba de dua urât, blestem, cum zicem noi, nu se grăbește. Lasă, știe că părintele, mă rog, omul, se va răzgândi, îi trece supărarea, îi trec nervii. Dacă ne vorba de haier, imediat îți dă Allah subhanahu wa ta'ala răsplată. Deci din orice punct ai vedea, suntem în avantaj. Allah subhanahu wa ta'ala, la fel se întâmplă și când Allah subhanahu wa ta'ala ne tratează în ceea ce privește încercarea lumească, nu? Profetul sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare, în orice situație s-ar afla credinciosul, el are de câștigat. Avantajul credinciosului. Dacă e binecuvântat, adică Allah îi dăruiește, îi mulțumește lui Allah și primește răsplată. Dacă este încercat, trece printr-o nenorocire, printr-o un lucru negativ, da, în viață, care se întâmplă, atunci zice, rabdă și câștigă răsplată. Adică orice ar părți un credincios, orice i s-a întâmplat, el este în avantaj, este în câștig. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care întotdeauna suntem în câștig, inshallah, să fim de cei care ne gândim să facem fapte bune, să facem bine, să ne ferim să facem rău, inshallah. Barakallahu fikum wa qumu li salatikum.